Credincioșii din mai multe părți ale Italiei au participat pe 27 octombrie la taina Sfântului Maslu, oficiată în Biserica Sfânta Muceniță Pelagia a Parohiei Ortodoxe Montecatini Terme. Aceasta a fost precedată de slujba aghesmei mici. Oamenii s-au închinat cu acest prilej la icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului de la Mănăstirea Hadâmbu din județul Iași. Cuvântul de învățătură a fost adresat de părintele Ionuț Coman de la Parohia Firenze 1, protopopiatul Toscana. Prezența Sfintei Icoane Maicii Domnului este întăritoare și a credinței noastre. Câteodată simțim în vâltorile acestei vieți pe care trăim, muncim, de nu mai putem câteodată, nu mai știm când e ziua, când e noaptea. Eu îmi dau seama toți aici cât este de greu. Nu, este un alt ritm de viață și pentru cine caută rugăciunea, nu tot timpul reușește să își găsească acea stare sufletească atât de necesară rugăciunii, adică cea de liniște și de echilibru. Iată, o prezență a acestei Sfinte Icoane ne întărește. Este o ocazie, iubiți, de a ne aduna gândurile și simțămintele noastre religioase. Căci cine poate să asculte mai mult decât o mamă rugăciunile fiilor săi, decât a Maicii Domnului. Cât este de necesar, când nu mai știm nici noaptea, nu reușim să dormim, ne întoarcem, nu știm câteodată când este zi, când este noapte, cât de obosiți suntem, sau câte griji, familii, copii, pe care îi avem câteodată departe de noi și am dorit să-i avem, să le dăm o mângâiere, un zâmbet. Iar acele lucruri pe care le trimitem, am vrea să le dăm din mâna noastră și nu reușim că sunt departe. Iată, este un moment și o ocazie și un prilej pentru noi toți să fim sub acoperământul Maicii Domnului și sub rugăciunea ei, ca aceste lucruri numai ea le înțelege ca mamă fiind și către fiul ei. Văd mulți dintre dumneavoastră ne cunoaștem și îmi face plăcere. Și a căuta Sfințenia lui Dumnezeu pentru un creștin ortodox este nu un lucru opțional, ci un lucru necesar. Domnul să binecuvinteze aceste momente și să ne fie îndestulătoare. Să ne rugăm Măicuței Domnului să fie un imbold și pentru noi, să căutăm noaptea când nu reușim să dormim, poate că Domnul ne cheamă la rugăciune, atunci să lăsăm, chiar dacă suntem foarte obosiți, să lăsăm așternutul nostru, să ne ridicăm, să aprindem o lumânărică și să zicem câteva rugăciuni. Și să vedeți că acel întuneric îl răzbim. În continuare, protosinghelul Iorest Goraș, secretarul Mănăstirii Hadâmbu din județul Iași, a relatat câteva minuni pe care Maica Domnului le-a făcut prin icoana făcătoare de minuni de la Mănăstirea Hadâmbu. Soțul se trăgea din viță de preot, deci tata lui a fost preot mulți ani de zile. Au un singur fiu și l-au crescut în frica lui Dumnezeu. Ca și de altfel dumneavoastră care sunteți de față aici. Numai că odată cu vârsta, băiatul nu mai dădea ascultare părinților. Se ducea între aleluie. Nu lăsat odată, de două, de trei ori, au ajuns până acolo să spună: lasă-mă cu biserica și cu preoții în pace. Bineînțeles că rugăciunea părinților, mai ales al mamei, majoritatea sunteți mame aici, este primită înaintea lui Dumnezeu și a Maicii Domnului. Și au înălțat rugăciuni, cum au putut, în fiecare duminică, în fiecare sărbătoare la biserică, acasă, la ei, tot așa. Nu s-au mai putut face nimic. Ajungând la mănăstirea Hadâmbu, de unde vin și eu de acolo, și spunându-i durerea părintelui Schimonac Serafim ce să facă și cum să facă, că unicul lor copil nu mai ascultă de poruncile lui Dumnezeu. Adică nu-i mai ascultă nici pe ei și o că nu-i mai trăie nici spovedanie, nici împărtășanie, nici biserică. Și stând, ascultând sfatul părintelui, la care părintele își zice ce să facă, zicându-i: luați și acatistul icoane și rugați-le că nu există Maica Domnului să nu le întoarcă. Părinte, ne rugăm tot timpul, avem casa plină de icoane. De unde am auzit de o icoană, de Sfinte Moaște, tot ne-am dus peste tot.
Dar am venit și aici, suntem din județul Suceava, cu speranța că dacă Maica Domnului nu ne va ajuta de aici, înseamnă că ajutorul nu va veni din nicăieri. Au rămas peste noapte cazați la mănăstire, au participat la utrenie de la miezul nopții și a doua zi după Sfânta Liturghie s-au închinat din nou la icoana Maicii Domnului și luând icoana și acatistul au ajuns acasă. Dar Părintele i-a spus, dacă puteți să le rugați în miezul nopții, pentru că rugăciunea de la ora 12 este rugăciune de aur. Însuși Maica Domnului adună rugăciunile și le duce la Fiul ei și la Dumnezeu. Și ajungând acasă, au continuat aceeași pravile, bineînțeles. Acatistul dimineață, paraclistul seara, se scolau la miezul nopții, citeau ceva din acatistieră, făceau câteva mitane și se culcau înapoi. La 3 săptămâni după aceasta, într-o duminică, se îndreaptă ca de obicei părinții să meargă la Sfânta Liturghie. La care băiatul întreabă, de unde mergeți? Păi, nu știu unde, merge la biserică. Vreau să mă duc și eu. El care până atunci, câțiva ani de zile, când era mic, doar l-au împărtășit părinții, când îl duceau de mânuță, dar așa nu se mai ducea. Mă duc și eu. S-a dus la Sfânta Liturghie, la biserică și s-a pus în fața Sfântului Altar. Cât timp s-a slujit Sfânta Liturghie, nu a luat ochii de pe Sfântul Altar. Se uita ochi și urechi ce face Părintele în Sfântul Altar. Cum se mișcă, ce face, cum se învârte. Toate mișcările. Și după ce s-a terminat Sfânta Liturghie, veni spre casă, spunând Tatălui, Tată, preot vreau să mă fac de acum înainte. Ați văzut, dragii mei? Am amintit că Părintele au zis de Maica Domnului, care, ca și o mamă, ne ascultă pe toți. Uitați-vă și această menire tot de la Maica Domnului, că ei au venit și au zis doar dacă de la adâncul nu va veni izbăvirea, dacă băiatul nu se va întoarce, înseamnă că nu se va mai întoarce pentru totdeauna. O altă familie a unui părinte din Buzău, Episcopia Vrancii și Buzăului, timp de 5 ani de zile, n-au putut să aibă copii, deși au fost la nenumeroase controle, peste tot, totul era perfect, însă preoteasa și-o dorit foarte mult să aibă un copil și n-au putut. Au făcut și diferite consultații și tratamente, peste tot, numai nu venea din nicăieri această minune și auzind în anul 2014, când am fost la cuvioasa Paraschiva la Iași, despre Mănăstirea Hadâncu, despre icoana Maicii Domnului. Și-au venit atunci, s-au închinat, s-au rugat în fața Maicii Domnului și-au promis amândoi, părintele cu doamna preoteasă, ca o dată pe lună să vină să închine la Maica Domnului la Hadâncu. Vreau să vă spun că anul acesta, pe 14 februarie, a venit minunea mult așteptată. A născut o fetiță cu numele de Ioana Maria. Ioana, numele Tatălui, iar Maria, numele Maicii Domnului. Și au zis în continuare că luna, cât o să dea Dumnezeu posibilitatea și o să aibă sănătate, o să vină lunar să închine la Maica Domnului, pentru că nimeni nu i-a mai dat nicio șansă. Nimeni nu i-a mai spus că ea va alăpta vreodată. Nimeni nu i-a mai spus că prunca care se va naște, îi va spune mama. Și uitați-vă, Maica Domnului a ajutat-o. Cum a spus și ieri, și astăzi, și alaltă ieri, sunt foarte multe minuni pe care, bineînțeles, celor care se roagă cu credință. Icoana făcătoare de minuni avem în casa noastră, iubiți credincioși. Avem în bisericuța noastră, aici, peste tot. Odată, fie a litografie, fie pictură, este sfințită ca pe tăhar, cum spune în rugăciunea aia de la sfințire, și fă-o pe ea făcătoare de minuni. Și noi credem lucrul acesta și mărturisim că icoana odată sfințită este făcătoare de minuni. Dar repet aceleași cuvinte care am spus și el, Părintele Iustin Cârvă, spunea că peste unele Maica Domnului, deci ele sunt toate făcătoare de minuni, dar peste unele, Maica Domnului a revărsat harul ei, pe care nu putem să obiectăm nici noi și nici creștinii. O altă minune a unei doamne
din județul Vaslui, orașul Huș. Această doamnă a fost corectă, lucra în contabilitate, la servici peste tot și căuta cât de cât să fie corect. Deși managerul sau directorul, văzând-o că este foarte corect, a pus să-ți facă niște acte false. La care a spus așa, nu voi semna, nici nu voi face așa ceva, pentru că mă tem de Dumnezeu. Și i-a spus directorul, dacă te tem de Dumnezeu, îți arăt că de mine este tem și mai mult. Îți vei desface contractul de muncă și du-te la Dumnezeu. Vă dați seama, a venit, asta a fost vineri, și a venit la mănăstire sâmbătă, spunându-i, Părinte, luni îmi desface contractul de muncă. Am 5 copii. Salarul pe care îl am acum este de 900 de lei. 9 milioane bandei. Și nu știu încotro să apuc, pentru că soțul meu nu lucrează nicăieri și cred că am să rămân pe drumuri. La care părintele din biserică i-a spus, Doamne, nădejdea este Maica Domnului. Închină-te înaintea ei și roagă-te ei că Maica Domnului poate să-ți dea multe. Și ai să vezi minune, nu acum. Dar poate mai târziu. Dacă până în luni, Părinte, nu mă va ajuta Maica Domnului, înseamnă când desface contractul din nou. S-a rugat ea înaintea Maicii Domnului și plângând a ieșit pe poartă, acasă când a ajuns tot așa, se ruga într-una și cerea Maicii Domnului ca să țină în serviciu acolo până l-a găsit în altă parte. Luni dimineață, când a ajuns managerul la servici, primul lucru care i-a zis, măi, unde ai fost, zice, că zi sâmbătă, până acum am niște ispite acasă de numai. Ce ai făcut și unde ai fost? Dar ea a zis, m-ați trimis la Dumnezeu, am fost la Dumnezeu. Unde? La care Dumnezeu ai fost? Ai nebunit? Nu, Domnule, am fost la Dumnezeu, am fost la Mănăstirea Adâncul și m-am rugat Maicii Domnului. Zice, du-mă și pe mine acolo că mă disparte soției. Ceva care n-am pățit în ani de zile. Zici, uite, de sâmbătă până acum. Vedeți, din nou, o altă minune. Și altele multe pe care, pe parcursul acestor zile, mâine și duminică, vă voi povesti. Dar cei care sunteți interesați, cum au zis o doamnă mai înainte, Părinte, dumneavoastră, spuneți două, trei, dar eu vreau cartea cu minune, să citesc acasă. Cei care sunteți interesați de mai multe minuni, uitați acolo, le găsiți la hangar, sau acatistul icoanei Maicii Domnului, pe care puteți să-l citiți în fiecare zi. Acolo spune din istoric ceva, dar cel mai mult viața mănăstirii. Cum s-a redeschis, cum a fost icoana închisă. Cei care au primit tămăduire, cei care n-au ajuns la mănăstire, dar numai rugându-se la copia icoanei Maicii Domnului, au primit tămăduire. Fiți binecuvântați, Măicuța Domnului să vă ajute pe fiecare în parte și să vă primească osteneala, că o parte dintre dumneavoastră veniți de la sute de kilometri. Am vorbit mai înainte cu o doamnă care a venit de la 280 de kilometri, nu este ușor, și fără mașină, gândiți-vă. Cu cineva care s-a întâlnit, au vorbit și au pornit la drum. Cei care sunteți din apropiere de aici, din Munte Catine, Terme, este mai ușor, dar cei care vin de departe, o steneală este mult mai mare, deoarece parcurg două, trei ore pe drum, mai stau și aici două, trei ore și bineînțeles că Îngerul Domnului numără pașii care au făcut de la intrare și până aici.